Începând cu anul școlar viitor, școala gimnazială numărul 2 din Râmnicu Sărat va avea o nouă titulatură. Unitatea de învățământ va purta numele lui Gheorghe Vernescu, jurist și om politic român, care a donat primăriei Râmnicu Sărat proprietatea sa din oraș cu scopul de a înființa aici o școală de fete. Începând cu anul școlar 2019-2020, școala gimnazială numărul 2 se va numi școala gimnazială Gheorghe Vernescu, în cinstea celui care în urmă cu mai bine de 125 de ani a donat primăriei municipiului Râmnicu Sărat localul școlii pentru a se înființa aici o școală de fete. Am considerat că este necesar să aducem acest omagiu, un semn de mulțumire față de înființarea acestei școli. Procedurile de atribuire a noii denumiri a școlii gimnaziale numărul 2 din Râmnicu Sărat vor fi întocmite de către conducerea unității de învățământ. De la începutul anului școlar următor, aceasta presupune modificarea siglei școlii, modificarea tuturor însemnelor școlii, precum și deciziilor personalului cadrelor didactice și tot ceea ce înseamnă trecerea de la școala gimnazială numărul 2 la școala gimnazială Gheorghe Vernescu. Școala gimnazială numărul 2 din Râmnicu Sărat a fost înființată în urmă cu 127 de ani. În prezent, în unitatea de învățământ funcționează atât școala gimnazială, cât și grădinița cu program prelungit numărul 2.